Sau tare, băi, și fete. Așa este. Acum este timpul ca Bendy să intre în acțiune, că astăzi o să fie ceva excepțional și eu controlez acum canalul, deci nimeni nu o să mă oprească acum. Hai, nu-l ascultați pe el, că nu știe ceea ce vorbește. Deci, înainte să începem videoclipul, vreau să vă spun că aici este continuarea primului episod din Bendy and the Ink Machine, adică e un fel de parodie animat. Este de fapt o parodie și vocile pe care le faci, desigur, e făcut din mine. Deci să știe toată lumea faptul că toate vocii imitate sau orice care le auziți acum nu sunt și persoanele pe care le interpretez eu nu sunt adevărate. Deci să începem. Tenis, trezirea! Trezirea și dăm ceasul! Căpățâna! Mă, unde naiba sunt? Unde sunt eu acum? Și ce e cu locul ăsta? Mai bine iau toporul și îmi văd de treabă. Oare ce face Bendy acum? Oare unde este? Bendy, unde ești? Oh, nu. Este Bendy, că te salvez eu. Oh, nicio grijă, te voi salva eu. Eu sper să fie ceva pe aici. Da. Hei, întoarce înapoi. Ajutor, Denis, ajutor, ajutor! Oh, nu, trebuie să-l ajut. Hei, lasă-l în pace! Salut! Adică, salut! Ia vine aici, șmecherii, și îți dai eu ție una. M-am săturat. Ești bine! Ah, slavă cerului că nu ai pierit. Cum să pierd eu? Eu sunt Bendy. Scuze, am răgușit un pic. Ce bine, hai în sfârșit să plecăm de aici și să găsim o cale. Da, așa. Pentru a putea intra, ieși, trebuie să folosim alte ieșiri. Că nu știu unde putem să ieșim din locul ăsta. Bine, să mergem. Cum? Cum? Nici măcar tu să... Nu sunt așa dezamăgit de tine. Nu știu cum mi s-a scăpat, domnule, dar nu știu. Pur și simplu a tăbrit peste mine și pur și simplu am plecat. Nici măcar competența ta nu a putut să facă nimic. Mai bine fă din nou și nu m-a dezamăgit de data asta. Nici o grijă, domnule, o să mă ocup eu de el. Însă o să mă ocup așa bine de el încât nu o să știe ce l-a luat. Deci, vrei să spui că ne trebuie 3 butoane ca să putem deschide această ușă? Indubitabil. Atunci va trebui să găsim foarte inteligent și să găsim noi singuri fiecare buton din cameră. Peste vreo câteva minute. Așa? În sfârșit deschidem ușa! O, cum, Bendy, de ce fratele tău vrea așa de mult ceasul? Păi el a vrut face asta din propriile sale, unii din propriile sale, pentru folosul său. El întotdeauna a vrut să devine cel mai puternic sau așa ceva, dar eu nu vreau așa ceva. Nu vreau să-i se întâmplă așa ceva. Și mai tine să-i ții ceasul ăla și nu-i dai deloc ceasul ăla. Eu îți promit că nu-i dau nimic. Acum va trebui să plecăm din locul ăsta. Na. Alo? Alo? E nimeni aici sus. O, măi, ieșirea
nu mai e valabilă, va trebui să găsim alta. Bun, după câteva minute de investigare, acum am găsit tubul. Ești gata să plecăm acasă? Cu siguranță că sunt. Nu mai pot de plictiseală. Bun, vom începe în 3, 2, 1. Da! Să nu mai faci așa ceva niciodată. A, bine. O, nu, suntem atacați. Ce o faci acum? Va trebui să fim pregătiți. Atac! Tia! Haide, cine mai vrea o piesă din mine, a? Ei, fii atent cu aia. Scuze-mă. Bun, să începem. Ciuca, 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 ciuca. Se pare că te-am găsit acum. Nu mai poți să mai scapi. Cine ești tu? Oh, îmi amintesc. Tu ești ăla care l-a răpit pe mine. Exact. Și acum nu se mai scape, nici el. Ce vrei de la noi? Oh, nu vreau nimic. Doar ceea ce i s-a aparținut cuiva. Oh, nu și tu. Ce aveți cu toții cu ceasul meu? Ei bine, copile, sunt multe secrete care nici măcar tu nu le știi. Și atât de multă putere în acea ceas încât nici nu poți imagina. Ce putere poate să aibă un ceas? O grămadă. Și în sfârșit, în posesiile mele, pot să devin foarte, foarte puternic. Dar să nu-i spui nimic ca acum. Dar să nu spune că eu de fapt nu-l lucrez pentru el. Cum? Vezi tu, vreau ceasul ăla pentru mine. În niciun caz nu o să-i dau șefului meu. Și nici nu o să afle despre treaba asta. Fiindcă eu o să-l găsesc și nu o să găsești. Hei, întoarce-te înapoi, ticluse! O să vezi tu ce-ți fac eu ție. Nu știu ce o să-mi facă. Stăpâne, acum ți-am găsit ceas. Dar acum, atacă-l! Nu! No! Haide! Bun, hai să plecăm de aici, Bendy. În sfârșit! Ah, mai. Acum ne-a luat ceasul. Acum ce să facem? Nici o grijă. L-am cu mine. E ceasul! Dar cum? Ne aștept Bendy buzunarului când nu se uita. Bendy, vreau să recunosc. Tu chiar ești incredibil. Știu, nu-i așa? Probabil fratele meu o fi luat dinainte să-l iau eu. Gata cu socule. Uite că vin. Super, acum mi s-a distrus și portul. Aici erai. Nu, lasă-mă pace, stați-mi pace. Dă-mi ceasul înapoi, nu-ți dau niciun ceas. Lasă-mă pace, lasă-mă. Bendy, nu? Da. Sper să minte tănătoria. O, nu. O conservă. Uh-oh, vine ceva. Pregătește. Vă salut. Măi, ești chiar tu? Stai așa. Voi chiar mă cunoașteți? Bineînțeles că ne cunoaștem, aietele. Tu cum crezi că eu lipsesc mai multe zile? Plus că el știe, noi ne petrecem foarte... Oh, acum se înțelege. Noi suntem foarte mari prieteni și chiar ne petrecem foarte timpul unul de vreme. Așa este, plus că mai jucăm și jocul de poker. Chiar ne petrecem timpul foarte, foarte bine. Mamă, chiar sunteți apropiați. Nu avem timp de explicații. Începe imediat să vă găsească. Repede, în ascultătoarea mea. Va urma. Se pare că incompetența lui a ajuns la un anumit nivel. Va trebui să mă recurg la altceva. Ești pregătită să
să faci această treabă. Mi-ar face o mare plăcere. Ce bine o să mă folosească treaba asta.